Suntem pe platoul halelor centrale din Ploiești. După cum probabil ați observat, au început să apară primele discuții legate de speculă. Am stat de vorbă și cu cei care au ieșit la piață, care și-au făcut cumpărăturile și au început să observe prețuri ceva mai mari la unele dintre produse, spre exemplu cartofii, care erau până mai ieri în jur de 2,50 lei, astăzi nu-i mai găsit sub 3,50 lei. Nu este vorba despre speculă în piață. Vom încerca să vă explicăm ce se întâmplă fenomenul, pentru că totul pleacă de la depozitele care au început să fie golite. Foarte greu de găsit marfă. Bună ziua, bine v-am găsit! Cum merge treaba? Încet. Încet, datorită prețurilor foarte mari, luate din București. Ce s-a întâmplat în această dimineață, spre exemplu, când ați fost să vă aprovizionați cu marfă pentru taraba dumneavoastră de aici, de la hală? Produsele s-au scumpit cu circa 20-25%. Și ce spun comercianții de acolo? Nu au marfă în depozitele centrale? Nu precizează faptul că nu au marfă. Așteaptă să vină marfă, dar bănuiesc că o să închidă vamele și nu o să mai aibă. Și cred că stocul care l-au îl pun pe marfă de calitate. Există și marfă mai puțin calitativă, mai slabă din punct de vedere al calității, la prețuri care par rezonabile, însă dacă vă apropiați, de exemplu, de ardeii din față, s-ar putea să o luați la fugă. De exemplu, lămâia era 13 lei, 12-13 lei direct la turci adusă. Și dacă lămâia pleacă de acolo cu 13 lei, cam cu cât ajunge în piață? Cred că 14-15, mai mult de un leu nu poți să scuzi la kilogram. Nu puteți să puneți. Am văzut roșiile astea care arată foarte bine. Se vând cu 10 lei kilogram, într-adevăr, arată bine, miros bine, sper să fie și bune din punct de vedere calitativ. Cam cu ce preț se achiziționează din Angro? 8,50 lei. Da, la cumpărare. După cum merge treaba în ultimele zile, cam încotro credeți că vă îndreptați? Acasă. O să fim șomeri. Cerșători, știu eu ce, nu știu. Atât de pesimist sunteți? Da, nu merge bine, deci iei marfă și nu scoți bani. Și oamenii ce spun, cumpărătorii? Nu spun nimic, săraci, și ei sunt tot îngrijorați, ca și noi. Chiar nu spun nimic, sincer. Îi ajutăm cu ce putem, și o roșie dacă o cere o vină, le-o dăm. Vă mulțumesc. Așadar, oameni buni, cam asta este situația, și cumpărătorii și comercianții. Mai toți sunt îngrijorați, nu vorbim despre panică, despre isterie, așa cum s-au folosit, să spunem, incorrect aceste cuvinte în ultima perioadă. Însă este o stare de îngrijorat. Prețurile într-adevăr au crescut la multe dintre produse. Pentru cei care au intrat mai târziu în direct cu noi, probabil că ați înțeles, este vorba de scumpiri la angrouri, acolo de unde se aprovizionează comercianții din piețe, ei păstrându-și totuși aici adaosul comercial. Asta în cazul în care aveți de gând să vă supărați pe cei care vând în piață. Nu este vina la ei, cel puțin deocamdată.